Spaima zmeilor. A fost odată ce a fost, a fost un om și o femeie, bărbat și muiere, oameni de treabă, el bun și ea cu minte, încât li se dusese vestea că trăiesc bine și toți se bucurau când treceau pe la casa lor. Niciodată el nu zicea ba când ea zicea da, dar nici ea nu ieșea din voile lui și de aceea era liniște în casa lor și toate le ieșeau bine și cu spor. Aveau însă și oamenii aceștia o mare și nesecată mâhnire în sufletele lor. Nu le făcuse Dumnezeu parte de copii și fără copii viața, mai ales cea bună, n-are niciun rost. Să fie avut fie măcar numai unul ca să aibă de cine să poarte grijă și cu ce își bate capul, căci așa numai ei amândoi își nădeau zilele în sec și nu se alegeau cu nimic din ele. Dădeau de-ar slujbe pe la toate bisericile, miluiau toți săracii și toate văduvele și se rugau în toate zilele lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, și nouă un copil, unul singur cât de mic, numai copil să fie. Dumnezeu însă nu se oprește la vorbele omului, ci îi vede și gândurile ascunse. Măi, Petre, zise dar într-una din zilele lui Sfântul Petre, oamenii aceștia sunt adevărată pacoste pe capul meu, mi s-a năcrit cu ei. De ce, Sfinte Doamne? Întrebă portarul raiului. Nu vezi, răspunse Tatăl Ceresc, că sunt nesățioși? Tot le-am dat și nu se mai mulțumesc, sănătate au, rânduială, pace și bună înțelegere la casa lor au. Cu toată lumea se nărăvesc, iar acum le mai trebuie și copii. Dă-le, Doamne, ca să scap de ei, grăi Sfântul Petru, care pune totdeauna câte o vorbă bună pentru muritorii ce vin cu vreo rugăciune la tronul ceresc. Căci de, tot muritor a fost și el odată și știa ce sunt nevoile omenești. Păcat că stai de atâta timp la poarta raiului, întâmpină Dumnezeu. Tocmai dacă le dau, nu mai scap, căci în gândul lor cu unul se începe, iar după el urmează ceilalți. Când are apoi omul copii, puține mai cere pentru sine, dar nu mai sfârșește cerând câte de toate pentru ei. Miluiește-i, Doamne, stărui iar Petre, că din plin dai și oricât vei fi dând, nu ții să-i sovesc comorile. Așa vorbă i-a plăcut lui Dumnezeu, căruia îi plac rugăciunile celor buni și care cu mulțumire dă din neistovitele comori ale bunătăților lui. S-a revărsat dar îndurarea Domnului asupra celor doi oameni și a început muierea să aibă copii, curat ca în poveste, pasul și copilul, încât li s-a umplut deodată casa de copii. Și toți erau mărunți, care de care mai mic decât celălalt, mai sfredeluș, mai guraliv, mai drăcos și, asta să nu o uităm, mai mâncăcios și mai hapsân. Aoleo, zise femeia, care se bălăbănea cu ei, ăștia-mi scot sufletul și mănâncă urechile. Cine m-a pus să mă tot milogesc? Se vede că Dumnezeu m-a înțeles anapoda și mi-a dat pentru fiecare milogeală câte unul. Omul însă stătea și nu se mai sătura să se uite la ei, că așa-i plăceau lui neastâmpărați, hârjoniți și mâncăcioși, adevărați prichindei. Sari, omule, îi zise cele din urmă femeia, nu sta gură căscată, nu vezi că azi mâine nu o să-ți mai rămâie nici cenușă în vatră? Lasă că dă Dumnezeu, răspunse el, că doar nu ai tăi sunt, ci ai lui, că făptură omenească sunt și dacă-ți dă dregătoria de părinte, te și ajută să o porți. Ți-o fi dând dacă miști și tu, răspunse ea și de aici înainte nu mai era pace în casa lor. El una, ea alta, el da, ea ba, mereu să ciontăneau ca niște deșucheți, până ce el, nemaiputând să rabde gura nevestei, și-a luat lumea în cap și a plecat să strângă cumva de undeva ceva pentru spuza lui de copii. A tot umblat el așa din om în om, fără nicio cărare. Dar degeaba vorbea despre copiii lui. Mare lucru, zicea unul, parcă copiii nu mai au și alții. De ce ți i-ai făcut, dacă nu ești voinic să-i ții? Zicea altul. Degeaba spunea că el nu i-a făcut, ci Dumnezeu i-a rânduit, că oamenii așa ceva nu vor să înțeleagă. În lumea asta nu o să fac eu nicio treabă, zise dar și trecu pe celălalt rând. Aici a intrat într-un codru des și tot s-a dus, așa ducându-se, până ce a dat de o casă cu multe marafeturi. Aici era cuibul zmeilor. N-a găsit acasă decât pe mama zmeilor. Cine nu știe cum e, rușine ar fi să zici că n-ai umblat prin lumea aceea și nu o cunoști. Bună ziua, mamă, îi zise el. Ia de-te, ursuză, din cap.
Dar tu cine ești și ce cauți pe aici?" îl întrebă Zgripțuroaica. "Eu?" răspunse el ca un om cu socoteală. "Eu sunt tata lor și caut vreo slujbă." "Tata lor?" își zise mama zmeilor. Știa biata de ea că în lume mama pădurii e mama ielelor, sunt fel de fel de mame, dar tată nu mai pomenise și se simți rău smerită când se văzu așa deodată în fața tatălui lor, cine or fi ei aceia. Mai de voie bună, mai de frică, îl luă dar pe om slugă pe un an, anul cum se știe de 3 zile, iar simbria, ziua și găleata de galbeni, dacă o fi să-și poată împlini anul. Om să fii ca să împlinești un an de slujba al zmeilor. "Uite," îi zise zmeoaica cea bătrână celui mai de dăi doamne dintre feciorii ei, "să vă strângeți toate puterile că ne-a venit tata lor și mare urgie o să ne ajungă dacă nu o scoatem la capăt cu unul ca el." "Las pe mine, mamă," răspunse zmeul, "că-i vin eu de hac, nu degeaba m-ai făcut zmeu." Iar el, ce nu face omul de dragul copiilor săi? Ziua întâi zmeoaica l-a trimis să aducă apă într-un burduf de bivol, dar bivol colea cum sunt cei din lumea zmeilor. El, biet, abia putea să ducă burduful gol în spinare, de unde ar fi fost în stare să-l aducă plin. "De," își zise, "văd eu că nici în lumea asta nu poți să o duci cu adevărul. Ia să o mai pornim și spre minciună." Sosit la puțul care era departe în vale, el își scoase costorul de la brâu și începu să râcâie cu el împrejurul puțului și a râcâit mereu și pe îndelete până ce i s-a făcut zgripțuroaicei lehamite de atâta așteptare și a trimis pe cel mai umblărez dintre feciorii ei să vadă ce face sluga de nu mai vine cu apa. "Dar tu, măi, ce faci aici?" întrebă zmeul. "Uite," răspunse omul râcâind înainte, "ce să mai pierd vremea scoțând apa din puț ca să o bag în burduf și apoi iar să o scot după ce voi fi sosit cu ea acasă. Am să iau puțul așa cum e în spinare și îl duc în deal." "Ba să nu te pună păcatele să faci așa," răspunse zmeul speriat, "că puțul ăsta e făcut de bunicul bunicului și aici e rostul lui să fie." "Ferita sfântul," grăi omul, "am să-l iau și să-l duc și să-l urc în podul casei. Când ai nevoie de apă, îi tragi o gaură la fund și curge de tesatul." "Vai de mine," strigă zmeul, "dar ne neacă pe toți." "Nu, nu," stărui omul, "așa se face la noi. Cu fleculețe de acestea cum e burduful vostru, noi nu ne încurcăm." Ba că da, ba că nu, în cele din urmă s-au învoit ca zmeul să mai dea o găleată de galben pe deasupra și să aibă voia de a scăpa puțul ducând el burduful plin în spinare. "Auzi, mamă," îi zise apoi zgripțuroaicei seara după ce omul adormise, "era să ne ia puțul și să-l aducă în podul casei." Pe zgripțuroaică o trecură fiori. Ziua a doua l-au trimis la pădure ca să aducă lemne, așa copaci întregi smulși din rădăcină și duși în spitare cu crăci cu tot, cum se face în lumea zmeilor. Ieșit în pădure, omul început să se scarpene în creștetul capului. Neam de neamul lui nu mai scosese copaci din rădăcină. El a început să adune mlădiță din pădure și să lege cu el copacii unul de altul. "Dar tu ce ai de gând să faci?" întrebă zmeul, care după cele petrecute în ziua trecută, numai la bine nu se mai aștepta. "Să vezi," îi răspunse omul. "M-am gândit să nu mai pierd timpul smulgând copacii unul câte unul, că nu sunt buruieni, ori deal de cârepă. Îi leg unii de alții și iau pădurea întreagă și o duc acasă." Zmeul se speria acum și mai rău, iar unul una, altul alta, până ce se învoiră ca să mai dea zmeul o găleată de galbeni, iar în schimb să poate duce el copacii în spinare și pădurea să rămâie la locul ei, cum o lăsaseră tatăl și bunicul lui. Seara o trecură pe zgripțuroaică și mai reci fiori. A sosit în sfârșit și ziua a treia, care e totdeauna cea mai grea, și acum omul nostru, încă prin crepetul zorilor, a început să se scarpene în creștetul capului și să mai și suspine din când în când. "Acum," grăi cel mai țanțoș dintre zmei, "să ne măsurăm puterile în buzdugane." "Să le măsurăm," răspunse omul cu o îndrăzneală de-i fi crezut că viața lui toată și-a petrecut-o aruncând buzdugane. Erau afară pe prispă 12 buzdugane, care mai de care mai greu. El le luă pe rând de la cel mai mic, pe care numai gâfâind putea să-l ridice, până la cel mai mare. "Jucărele de copii," zise el,
Mai mare n-aveți?" "Nu," răspunse zmeul, pus rău de tot pe gânduri. "Ăsta a rămas de la un strămoș de-al meu și numai puțin dintre noi pot să arunce cu el." "Ei, dacă n-aveți altul, hai și cu ăsta," grăi unul. "Ia-l și să ieșim la câmp." După ce ieșiră la câmp, zmeul aruncă buzduganul de se duse până în al treilea cer și așteptară peste o jumătate de ceas până ce căzu și intră în pământ de un stat de om. "Care va să zică atâta e treaba pe care ești în stare să o faci?" îi zise omul. "Adă buzduganul!" adăugă apoi scuipând în palme și suflecându-se. El n-aruncă însă buzduganul, ba nici nu-l ridică măcar de la pământ, ci rămase cu picioarele înțepenite în pământ și cu ochii țintă la cer. "Ce stai?" îl întrebă zmeul. "Aruncă!" "Stai, bre, să-mi treacă luna din cale!" îi răspunse omul. "Vrei să o pați cu buzduganul strămoșului tău, cum am pățit cu barda bunicului pe care am aruncat-o în lună și acolo a și rămas? Uită-te bine că o vezi, dar n-o să mai pui mâna pe ea." Zmeul se uită în lună și, văzând în adevăr ceva ce seamănă a bardă, începu să tremure ca frunza de plop. "Nu cumva să-mi prăpădești buzuganul, că atâta moștenire mai avem și noi din vremile cele bune," grăi dânsul. "Să n-ai teamă," îl molcomi omul, "că bag de seamă. De ce adică zic eu că nu-l arunc până ce nu-mi trece luna din cale? De, s-ar putea ce-i drept să cadă în lună când se întoarce. De asta nu mai răspund." "Știi ce? Hai să ne înțelegem," semilogi zmeul. "Nu mai arunca și-ți dau o găleată de galbeni." "Ce păcate," se răsti omul. "Puțul nu mai lăsa să-l aduc, pădurea a rămas la locul ei. Vrei acum ca nici buzuganul să nu mi-l arunc pe plac? Nu se poate. Hai, dă-te la o parte." Adăugă și se plecă spre buzdugan ca să-l ridice. "Îți dau două găleți," strigă zmeul și sări la el ca să-l oprească. "Ei, de mila mătii, care e femeie de treabă, o să te iert," îi zise omul și nu mai stărui. Putea el să se mulțumească și cu 7 găleți de galbeni, care tot erau ceva pentru un pârlit ca dânsul. Zmeuaica cea bătrână, aflând că el și-a aruncat barda în lună și era să arunce și buzduganul, s-a ascuns în fundul pivniței și a stat acolo bocindu-se ca vai de ea. Acum vedea dânsa ce stârpituri a născut și ce pocitanii a crescut la sânul ei. Iar leaota de zmei s-a adunat și s-a sfătuit ca să vadă ce-i de făcut ca să scape pe mama lor de spaima în care a băgat-o tata lor. Mai erau apoi și cele 7 găleți de galben pe care erau legați să le dea și zmeii nu sunt doar oameni ca să nu se țină de vorbă și să lingă unde au scuipat, ci trebuiau să le dea. Oricât bănet vor fi având însă zmeii în misteria lor, 7 găleți de galben nu sunt nici pentru ei, nu mai ia ca așa o pișcătură ca să zici că nu-ți pasă. După multă cioroboreală, s-au înțeles dar între dânsii ca peste noapte, când doarme, să meargă unul dintre dânsii și să-l toace cu buzduganul în cap, ca nici hâc să nu mai zică. Omul însă, trecut acum prin multe, a tras cu urechea și cu minte cum se făcuse, a luat troaca de la porci și a pus-o în locul lui în pat, iar el s-a pitit frumușel sub pat și a început să sfărăie din greu. Când zmeii au auzit sfărăitura, s-a dus cel mai cu nădejde dintre dânsii și a dat odată cu buzduganul, iar omul a gemut, a mai dat zmeul odată și omul a suspinat din greu. Iar când zmeul a dat a treia oară, omul a tăcut chitic ca morții. Mare le-a fost dar spaima dimineața viitoare când l-au văzut întreg și sănătos. "Dar tu," îi ziseră ei, "cum ai dormit astă noapte?" "Bine," răspunse el, "așa într-o vreme, mie pare că am visat că m-a pișcat un purece în frunte." "Auzi, mamă," strigară zmeii, "l-a lovit cu buzduganul strămoșului și el zice că e ca și când ar fi visat numai că l-a pișcat un purece. Să nu dai 7 găleți ca să scapi, ba să dai și mai mult?" El a început însă să facă nazuri. "Mai că se simte bine aici, mai că este rușine să se întoarcă acasă cu numai 7 găleți și o să râdă și copiii de el, mai că vrea să mai slujească un an și încă unul ca să se facă 3. "Plătiți-l pe neslujite!" strigă zmeoaica cea bătrână ca să se cotorosească de el. "De," zise el, "să vă fac dar pe plac, însă mie nu prea-mi șade bine să umblu cu sacii în spinare. O să plec dacă mi-aduceți voi." I-au mai făcut-o zmeii și pe asta.
Mergea dar omul nostru cu pași mărunței înainte, cu căciula pe ureche și jucându-și bețigașul între degete, iar zmeii duceau sacii de galbeni gâfâind în urma lui. Toate ca toate însă, dar treaba s-a îngroșat când au ajuns acasă. Copiii aceia, așa cum i-a lăsat Dumnezeu, văzându-se fără tată, numai cu biata lor de mamă, își făceau de cap. Unul se târa pe jos, altul se dădea peste cap, iar altul se cobora în puț ca să caute cuiburi de vrabie, se urca în copaci ori pe vârful casei ca să adune miere de prin trestii. Diavolii de ei se hârjoneau prin garduri cu câinii vecinilor, trăgeau pisicile de coadă ca să le miorlăie, furau ouăle de prin cuibarele găinilor, sfâșiau cămăși și ceașafuri ca să-și facă coadă de zmeu, câte și mai câte nu făceau, încât băgaseră spaima în sat. Să le vie bieților de oameni să-și ia lumea în cap, nu altă. Iar Dumnezeu ședea în scaunul lui și râdea de-i tremura barba, că-i plac și lui răutățile nevinovate. Ei, ce zice acum Petre? Îi zise portarului său. Îți place? Vezi în ce încurcătură m-ai băgat cu stăruințele tale? O să te descurci, Doamne, răspunse Sfântul Petre, că ești mare și înțelept. Nu știa Sfântul că vine tata copiilor cu ce vine, căci numai Dumnezeu el singur le știe pe toate. Când a simțit spuza de copii că se apropie tata lor, au dat iureși prin sat, au adunat toate cuțitele și toate furculițele și luându-și fiecare câte un cuțit și câte o furculiță, le-au ieșit în cale și frecând cuțitul de furculiță au început să strige. Aș mânca carne de zmeu! Aș mânca carne de zmeu! Zmeii, când au văzut așa ceva, au aruncat sacii și au tulit-o la fugă de nici cu ogarii nu i-ai fi putut prinde. De aceea nu mai sunt azi zmei prin lume. Bari s-a pierdut și urma, încât numai prin povești mai dăm de ei. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!